Nicușor Dan se laudă că a scos primăria din faliment. Edilul a dat asigurări că în cazul în care va câștiga alegerile, apa caldă nu va mai fi o problemă majoră pentru bucureșteni. Apa caldă nu este niciun impediment pentru Nicușor Dan în momentul de față, deoarece acasă are centrală. Eu locuiesc într-un cartier în care nu există încălzire centralizată. Deci, practic, stați la casă cu centrală. Stau la casă cu centrală, care de când stau s-a stricat de două ori și iar. Câte zile la rând n-ați avut apă caldă? Chiar și cu centrala defectă, totuși, adică câte? Păi, a depins de proprietar, cam. Două zile odată, 4-5 zile altă dată, da.